Doamne ajută, sunt preotul Gheorghe Mihăile și vă spun bun venit la pe Iași TV Live, la emisiunea Lumina Ortodoxiei, o emisiune realizată în colaborare cu Centrul Cultural Misionar Doxologia al Metropoliei Moldovei și Bucovinei. Emisiunea de astăzi nu este dedicată unei teme din viața de zi cu zi, cum sunteți obișnuiți, că au fost celelalte până în acest moment, ci este dedicată unui eveniment care are loc în data de 8 septembrie, un eveniment frumos, deosebit. Și vrem să vă-l aducem în atenție cu programul pe care îl are, de ce se organizează acest eveniment și cum puteți face și dumneavoastră ca să participați. Deci, evenimentul de care vorbeam e Festivalul Familiei, organizat la Iași, aflat la a patra ediție. Și pentru a discuta pe acest eveniment, am alături de mine pe doamna Otilia Palade, director executiv la Provita. Doamne ajută, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Festivalul Familiei. N-am mai auzit până acum. Nu e în, cum să vă zic, nu în sensul că, dar e ceva nou. Nu că n-am mai auzit, poate n-am zis eu foarte bine. E ceva nou, Festivalul Familiei. Nu e o sintagmă poate așa de des întâlnită, să zicem. Festival, familie, e o asociere interesantă. Explicați-ne puțin. Al patrulea an consecutiv, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita din cadrul sectorului de misiune, organizează acest festival al familiei pentru a dedica o sărbătoare specială familiei. Festivalul se desfășoară în fiecare an în preajma sărbătorii Sfinților Părinți Ioachim și Ana, model de familie creștină, demn de urmat. Anul acesta se întâmplă să se desfășoare chiar în ziua prăznuirii nașterii Maicii Domnului, cu atât mai mult dă valoare evenimentului această sărbătoare, pentru că Maica Domnului are o semnificație deosebită pentru familie. Și organizează departamentul Provita acest eveniment ca un dar pe care biserica îl oferă comunității și familiei în special. Pe de o parte, de a arăta frumusețea familiei și de a oferi prilej familiilor, de a petrece un timp frumos împreună, iar pe de altă parte, de a duce în fața oamenilor oameni și activități de valoare care au în centrul activității lor și promovează valorile familiei. Spuneți că Maica Domnului protejează în special familia. Puteți detalia puțin? E legat cumva poate de minunea făcută în Cana Galilei, când a insistat la Mântuitorul să facă apa în vin, sau sunt alte argumente? Cred că toate momentele din viața Maicii Domnului sunt legate de familie și faptul că este mama Mântuitorului nostru Iisus Hristos, e o mamă care știe și a simțit durerea de a fi mamă, că și aceasta este o latură a vieții de mamă. Și atunci ea este, practic, cred că modelul suprem a tuturor mamelor. Bun. Revenind acum la Festivalul Familiei. Deci, dumneavoastră, prin acest festival, le propuneți ieșenilor să petreacă mai mult timp în familie, participând la o serie de activități care au în centru familia. Așa este. Pe data de 8 septembrie, în Parcul Expoziției din Iași, începând cu ora 11, se vor desfășura mai multe activități. Pe tot parcursul evenimentului vor fi amenajate peste 20 de spații creative în care vor avea loc activități și ateliere diverse. Și voi aminti doar câteva dintre acestea, lăsând pe telespectatori să descopere pe celelalte când vor veni la eveniment. Vom avea ateliere de creație, ateliere de povești, de ilustrat cărți, ateliere de caligrafie și atelier de fabricat hârtie manuală, balet, orientare în natură, modelat în lut, muzică, atelier de pictat icoane și ornamente bizantine, ateliere de comunicare relațională, de inginerie mecanică utilizând piese de Lego, experimente științifice, confecționare de accesorii, preparat tăiței colorați, ateliere de cusut, ateliere de prim ajutor și ateliere de limbi străine, engleză, germană și italiană.
Mai sunt și multe altele, dar vă lasă, vă îi las mai pe descopere și cei care vor veni acolo ce ateliere sunt. Dar cum de-ați ajuns la această idee? Sunteți la a patra ediție a festivalului. În ultimii 3 ani sau mai a fost câte o ediție, nu? Și în acest an e a patra ediție. E a patra ediție. Din 2020 organizăm Festivalul Familiei. De fiecare dată, în preajma sărbătorilor Sfinților Părinți Ioachim și Ana, așa cum spuneam, și anul trecut chiar a căzut chiar de ziua Sfinților. Și am pornit această idee pentru că, din păcate, în zilele noastre, familia este foarte atacată și atunci încercăm să arătăm și frumusețea familiei, nu doar poate neputințele sau problemele care există în familie, și pentru că familia este locul de unde omul pleacă și unde se întoarce de fiecare dată. Și atunci e locul unde ne simțim în siguranță. Și atunci încercăm să promovăm aceste valori ale familiei și să încurajăm familiile să vină și să și prezentăm activități folositoare pentru copii, pentru părinți. Mă gândesc că poate unora dintre părinți nu le este ușor să participe sau să inițieze niște activități acasă, împreună cu soția și cu copiii pe care i-au. Și participând la astfel de ateliere, debutează poate cu astfel de activități făcute împreună și care sunt absolut necesare pentru copil, pentru bucuria de a trăi sentimentul că ești într-o familie, că aparții unei familii, că ai o familie ca și părinte. Festivalul este un prilej pentru foarte mulți dintre copii și dintre părinți, pentru că activitățile pe care le desfășurăm la festival nu sunt dedicate doar copiilor, sunt dedicate și părinților și chiar unele sunt dedicate de a le face împreună. Dar este un prilej bun pentru ei ca să experimenteze diverse și de ce nu poate să-și descopere care este talentul lor, pentru că poate unii nu au avut ocazia să descopere. Avem, de exemplu, un spațiu special amenajat cu instrumente muzicale, unde ei pot să experimenteze cum funcționează diverse instrumente muzicale și atunci poate prin această ocazie poate să-și descopere dacă are o anumită înclinație către un anumit instrument muzical. Sau sunt foarte multe ateliere practice din aceasta de lucru cu mâna. Din nou, un prilej bun poate de a experimenta, pentru că poate acasă nu avem ocazia sau timpul necesar să ne aplecăm către aceasta și atunci e un prilej bun și acesta de a descoperi fiecare care este talentul său. Spuneați că familia este atacată. Poate că unii din cei care ne urmăresc se gândesc în ce sens e familia atacată sau cum este ea atacată. Sunt multe moduri în care familia este atacată și sunt multe... Și la ce familie vă referiți, iarăși? Că acum noțiunea de familie e atât de diluată și de extinsă, încât trebuie să fim uneori foarte mai preciși. Da, ce înțelegem noi prin familie și cum vedem noi familia, pentru că alții au cu totul o altă părere văd cu totul altfel familia. Da, asta încercăm să arătăm, că o familie, familia așa cum a lăsat-o Dumnezeu pe pământ, mamă, tată și copii, și valorile în jurul cărora trebuie să se construiască familia, cu credință Dumnezeu, cu încredere și cu multă dragoste unii față de alții. Prin activitățile pe care noi le promovăm, asta încercăm să arătăm. De altfel, anul acesta aducem în centrul atenției, ediția de anul acesta aduce în centrul atenției familia cu mulți copii. Se concentrează asupra acestui subiect, pe de o parte de a arăta frumusețea familiei cu mulți copii, dar și de a demonstra că problemele dintr-o familie nu se datorează numărului de copii, ci, ba din contră, numărul de copii poate crește valoarea familiei.
Și pentru aceasta vom aduce la Festivalul Familiei, în fața oamenilor, copii care provin din familii, peste 7 copii, înscrise în programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii Sfântul Stelian, pe care departamentul Provital derulează din anul 2013, care vor susține momente artistice în cadrul festivalului și care vor avea o expoziție cu lucrări realizate de către ei. Departamentul Provita are un proiect de susținere la studii al copiilor care provin din aceste familii numeroase și care au rezultate excepționale la învățătură sau excelează pe anumite domenii. Oferim 100 de burse lunare pentru copii și tineri în valoare de 300 de lei. Pe lângă aceasta îi susținem suplimentar cu cursuri și meditații pentru ca ei să-și cultive talentele sau să se pregătească pentru admiterile la facultate sau la liceu, fiecare cum are nevoie, și dezvoltăm și diverse activități pentru ei de dezvoltare personală, dezvoltare spirituală și în special orientare vocațională, ca să-i ajutăm în parcursul acesta lor educațional și să ajungă să-și aleagă o meserie potrivită pe care să o urmeze în viitor. Copiii sau familiile sunt din Iași? Mă refer la cele familii cu mulți copii. În programul Sfântul Stelian avem peste 200 de familii din Arhiepiscopia Iașilor, asta însemnăm județele Iași, Botoșani și o parte din județul Neamț. Sunt familii de pe toată raza Arhiepiscopiei Iașilor. În general, când se vorbește despre familii cu mulți copii, apare și ideea de sărăcie în mintea unora. Și asociază sau se gândesc unii dintre ai noștri că cei în special cei care sunt săraci au mulți copii. Sunt cei familiile cu mulți copii pe care aveți în program au probleme financiare acute sau veniți prin acest program să încurajați să obțină anumite performanțe, adică veniți în întâmpinare doar a celor sărași sau nu acesta e și un criteriu pe care îl aveți în vedere? Programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii Sfântul Stelian, așa cum îi zice și numele, nu este un program preponderent social. Are și o latură socială, bineînțeles, dar este un program misionar. Scopul lui este acesta, de a încuraja familia cu mulți copii și de a o susține în toate formele ei. Pentru că, da, din păcate, așa cum spuneți dumneavoastră, familiile cu mulți copii sunt stigmatizate, li se pune o anumită etichetă. Care nu este corectă. În anul 2013, când a venit către noi acest program, când Înalt Preasfințitul Mitropolit Teofan ni l-a dat în grijă, prima întrebare pe care am avut-o a fost, bineînțeles, ce să facem pentru aceste familii. Că am primit o listă de familii și atunci noi am mers din casă în casă la aceste familii și le-am vizitat pentru a vedea exact care este situația lor și a putea decide în cunoștință de cauză cum să intervenim. Și am constatat un lucru surprinzător chiar și pentru noi. Am constatat, da, sunt și familii dezorganizate, cu părinți poate alcoolici, cu părinți violenți. Există și această categorie, însă nu sunt preponderenți. Majoritatea familiilor sunt familii cu părinți muncitori. E drept că majoritatea, foarte multe familii, majoritatea fiind de la țară, părinții nu au un loc de muncă, însă mereu găsesc resursele necesare astfel încât să-și crească copiii cu demnitate și să le ofere copiilor șansa de a merge la școală, de a primi educație și își doresc foarte mult ca ai lor copii să își depășească condiția, să ajungă oameni mari. Și avem foarte multe familii care au copii la facultate, care au copii care chiar fac doctorate poate chiar dacă poate cu o situație modestă, pentru că la 7, 8, 10, 12 copii cât are fiecare familie, e clar că nu este ușor, însă încearcă din răsputeri ca să mențină demnitatea familiei. Și bineînțeles, există și categoria de familii care au o situație materială foarte bună,
care și nu care le... au mulți copii. Și care au mulți copii. Cărora nu le lipsesc. Puteți da un exemplu, o familie cu situație materială, nu nume. Avem o familie... Dar, zicem, o familie care are o situație materială foarte bună și are atâția copii. Avem o familie în Rosnov, de 13 copii. Au, știu. Așa, au fost și premiați la un moment dat de hramul cu Vioasei Parascheva. 13 copii. Părinții se ocupă cu legumicultura. Legumicultura, eu parcă... Da, așa. Da, au... Și-au, am impresia că la un moment dat au avut și o seră de flori. Asta știu eu, da. Și au o situație foarte bună. Chiar când am mers prima dată la ei acasă, am fost surprinși când noi mergem către, în aceste familii împreună cu preotul paroc de acolo din localitate și când ne-am dus acolo nu ne venea să credem că ne duce la o familie cu 13 copii, pentru că a fost printre primele familii pe care chiar le-am vizitat și a fost o surpriză și pentru noi. Și mai sunt și alții cum sunt ei. Avem o altă familie... Scuze, mi-am amintit de acea familie că un copil... terminase medicina și era la rezidențiat. Unul dintre copii parcă terminase și teologia. Teologie, și... matematică. Da, adică toți au mers pe studii superioare. Toți unii chiar depășind... O parte dintre copiii din această familie sunt bursieri Provita, sunt înscriși în acest program de burse care, repet, nu sunt niște burse sociale, ci sunt niște burse de merit, sunt burse pentru copii care sunt foarte buni și una dintre fetele din această familie, acum 2 ani când am desfășurat noi campania de strângere de fonduri pentru acest proiect, ne spunea că ea era în ultimul an de medicină și ne spunea că abia așteaptă să intre în câmpul muncii, să termine facultatea, ca să devină și ea ambasador al acestor bursieri și să ofere și ea înapoi puțin din cât a primit și ea în cadrul acestui program. Pentru că în cadrul acestui proiect de susținere la studii este importantă și această susținere financiară, dar nu este esențială. Esențial este faptul că cineva îi vede pe acești copii și îi încurajează în ceea ce știu ei să facă. De-aia am și extins ajutorul, dincolo de bursa lunară de 300 de lei, am și extins ajutorul pentru partea aceasta de perfecționare. Le oferim ajutor suplimentar dacă vor să urmeze, nu știu, cursuri de pe diverse instrumente muzicale sau canto, sau pe pictură sau poate pe limbi străine cine are nevoie, fiecare pe ce are nevoie, sau le oferim sprijin suplimentar pe o perioadă determinată ca ei să poată să facă meditații, atât pentru examenele de la sfârșit de ciclu școlar, cât și pentru admiterile la facultate. Am avut un băiat care făcea în fiecare săptămână naveta de la Soc, județul Borca, județul Neamț, comuna Borca, până la Iași, se trezea la 4 dimineață ca să vină la Iași să facă pregătire pentru a intra la Facultatea de Arhitectură. Este în anul 3 la arhitectură acum și acum se implică și chiar și în activitățile de voluntariat ale departamentului Provita. Sau copii care se pregătesc pentru medicină, unde examenul din nou este foarte dificil și încercăm să-i sprijinim pe partea aceasta. Asta este esențial în acest program, faptul că ei sunt valorizați și că nu li se spune că nu vor putea reuși sau că va fi greu, ci li se spune să încerce și că le oferim toată susținerea atât cât ne stăm în putință și că avem încredere în ei că vor reuși. De altfel și în cadrul ediției de anul acesta a Festivalului Familiei, asta încercăm să arătăm, să arătăm aprecierea față de ei, faptul că îi aducem ca ei să susțină momentele artistice din cadrul festivalului în fața poate a mii de oameni care vor fi prezenți acolo la festival, este un lucru foarte important pentru ei. Faptul că oamenii vor putea veni și vor putea admira lucrările realizate de ei în cadrul unei galerii, unei expoziții organizate special pentru ei, expoziția va fi și cu vânzare, cine va dori să susțină programul de burse și să susțină acești copii, va putea achiziționa lucrări în cadrul festivalului sau să le rezerve și apoi să le ia în primire. Pentru că acești copii merită și își trăiesc frumos tinerețea și au scopuri frumoase, poate contrar curentului și zilelor noastre.
Iar revenim la modul în care familia este atacată, dar mai amânăm puțin întrebarea pe care aș vrea să o abordăm puțin, pentru că sunt unele lucruri care trebuie spuse. În timp ce vorbeați, mi-am amintit de cazul unei familii care are 5 băieți. Când a rămas după 4 sarcini, după ce avea 4 copii, a rămas de nou însărcinată și când purta 5-a sarcină, unii din jur veneau cu, în loc să o încurajeze, veneau cu remarce de genul: ce-ți mai trebuie, nu-ți ajung, câți copii ai, deși mi-a zis părinte, eu sunt foarte tristă, dezamăgită de cei din jur, nu cer nimănui nimic. Și tot la fel, o familie cu posibilități materiale bune, peste medii sau medii, mă rog. Dar nu, nici o familie săracă, nici o familie extrem de bogată, foarte bogată. Dar o familie care are chiar tot ce-i trebuie. Și pe ei nu interesa nimeni să-i ajute cu ceva. Ea a rămas pur și simplu sărcinată. Problema celor din jur era ce-i mai trebuie un copil. Asta grijă aveau ei. Știți de ce se întâmplă asta? Eu cred că asta e o părere personală și da, pe care... De-aia și-am dus în discuție acest caz, pentru că eu cred că cei care o descurajau, deși ea n-a renunțat la sarcină, dar cei care cumva, direct sau indirect, o descurajau, ei nu-și dau seama ce fac. Nu-și dau seama și cei care descurajează, practic, o fac din neputința lor. Din neputința lor? Din neputința lor. Vreau detalii aici. Pentru că e greu să ai un copil. E foarte greu. E greu să ai și doi. Și probabil, și o zic din experiență, eu am 4. Păi chiar vreau să văd. Eu am numai 2 și atunci... E greu. Cel mai greu ne-a fost la 2. După aceea s-au stabilizat lucrurile și s-au echilibrat. Adică să înțeleg că aici e chiar o idee. Da. Deci mai greu e când ai un copil, 2, dar în momentul în care apare al treilea e mult mai ușor... Când ai un copil, copilul este un singur copil, copilul este dependent de tine, pentru că tu ești centrul universului, nu are cu cine să-și petreacă timpul. La 2 copii e șocul foarte mare pentru primul. Da, pentru că din centrul universului coboară cu picioarele pe pământ și trebuie să împartă cu celălalt și atunci până poate se echilibrează lucrurile, poate nu știu, până spre 2 ani, este foarte, foarte dificil ca el să înțeleagă că mama mai e mamă și pentru altcineva și tata mai e tată și pentru altcineva. Deja la al treilea copil, cei doi sunt prieteni. Și îl primesc pe al treilea ca pe prietenul lor, pentru că deja au învățat să împartă. Și zicea foarte frumos o mamă din aceste familii cu mulți copii, că toată lumea le zice, are 8 copii, 4 fete și 4 băieți, și le zice, toată lumea zice că, na, probabil de la un anumit număr de copii, ei se cresc unii pe alții. Și a zis că nu, să știți că nu se cresc unii pe alții, cresc împreună. Pentru că nu știam ideea asta, chiar e da, faină. Deci nu se cresc unii pe alții, cât cresc împreună. Cresc împreună. Pentru că nu-i pune nimeni ca să aibă grijă de celălalt. Efectiv, ei învață, inevitabil, învață unii de la ceilalți. Și se autoresponsabilizează. Da, și faptul că au un frate mai mare, poate care văd că, nu știu, poate a dat la facultate, poate au reușit ceva, sau poate excelează pe un anumit domeniu, sau poate face un instrument muzical, cumva îi motivează și pe ceilalți să-i urmeze calea. Poate nu la fel ca el, dar îi motivează să-și găsească care este calea lui. Și are un model mai apropiat. Da, și are un model mai apropiat. Mai accesibil. Și atunci învață să-și împartă, învață să-și fie împreună, învață să se și accepte unii pe alții diferiți, pentru că într-o familie cu mai mulți copii nu există doi copii identici. Corect. Toți sunt diferiți. Fiecare vine cu ceva specific lui, fiecare este unic. Și atunci ei învață să se accepte mai ușor unii pe alții și asta în mod inevitabil oferă și în societate. Deci, practic, familiile cu mulți copii cresc copii, cresc oameni foarte buni pentru societatea noastră, care știu să mult mai înțelegători și poate mult mai pregătiți pentru a face față provocărilor din viața de zi cu zi. Mă gândeam, există o vorbă că fiecare copil se naște cu darul lui în familie. Confirmați sau infirmați? Confirmăm acest... asta. Asta, dacă o să
doriți să faceți vreodată un sondaj între familiile cu mulți copii, fiecare familie va zice că fiecare copil a venit în viața lor cu ceva. În viața familiei. În viața familiei. În viața familiei a adus ceva. Adică... A adus ceva, da. Așa. Chiar mi-aduc aminte acum iar de spusele unei mame de 9 copii de data aceasta, o familie pentru care noi derulăm acum în cadrul proiectului Dar pentru Copii, un proiect de amenajare a casei lor. Ei au o casă pe care n-au reușit să o termine și încercăm să-i ajutăm pentru ca să aibă un mediu potrivit pentru creșterea copilașilor. Și spunea că când a rămas însărcinată cu al nouălea copil, a fost foarte obosită, la un moment dat poate chiar deznădăjduită, pentru că i-a fost foarte, foarte greu, fiind sarcini destul de apropiate de cea anterioară și cu copii mulți mici acasă. Și a zis că după ce a născut, deși a zis că a crezut că nu o să mai supraviețuiască, după a fost o sarcină și foarte dificilă din punct de vedere medical, a zis că atât de bine și de frumos s-au așezat lucrurile în familie și s-au liniștit, încât a știut că acel copil a venit cu acea pace și liniște în familie. Astea sunt declarații de ale... Sunt mărturiile lor, fiecare cum trăiește. Foarte interesant. Dar mi se pare foarte, foarte fain. Deci, când, într-o familie cu mulți copii, nu se cresc între ei, ci cresc împreună. Cresc împreună. Ca să vă dezvălui puțin și din culisele festivalului... Să revenim și la festival. Da, totuși, să revenim și la festival. Până la urmă, emisiunea e despre festival. Am să vă fac curioși, am să vă zic să veniți la festival, pentru că am pregătit un moment deosebit în care câțiva copii din aceste familii, cu de mulți copii, am pregătit niște filmări cu ei în care ei rostesc niște scrisori pentru familie sau pentru părinți, scrisori scrise de ei și rostite de ei. Am avut acum 2 săptămâni o școală de vară pentru bursierii Provita, parte din acest program amplu de pregătirea lor, și în cadrul acestei școli de vară le-am lansat această provocare de a scrie niște gânduri despre familie sau o scrisoare către cine aleg ei, poate către părinți sau către frați sau către toți, fiecare și-a ales cum a dorit, și am ales câteva din aceste scrisori și am filmat pentru că sunt extrem de emoționante și poate surprinzătoare. De a vedea cum un copil, un tânăr de 14, de 15, de 17, de 20 de ani, care este perspectiva lui asupra familiei și cu câtă delicatețe și cu câtă emoție vorbește despre familia lor, chiar dacă poate unii dintre ei nu a fost totul poate foarte roz în viața lor și poate au avut și greutăți întâmpinate în familie, dar cât de frumos vorbesc despre familie. Așa că vă invităm să veniți la Festivalul Familiei pentru a urmări și această mărturie a lor despre familie. Pentru că ziceați de provocările familiei și cum este văzută. Scopul nostru este de a arăta frumusețea din familie. Noi nu acuzăm pe nimeni. Noi doar vrem să... Nu suntem împotriva nimănui, ci doar vrem să manifestăm cât de frumos este în familie și dacă cultivăm niște valori sănătoase, cât de frumoasă poate fi viața noastră. La urmă, vrem să arătăm cum e să ai o familie cu mulți copii. Ediția de anul acesta, da, se concentrează pe familia cu mulți copii, pentru că merită familia cu mulți copii să nu mai fie văzută așa circumspect, să nu mai fie stigmatizată. Copiii simt lucrul ăsta și chiar și la școală avem situații în care ei sunt marginalizați sau li se pune o anumită etichetă că voi sunteți dintr-o, că tu ai mulți frați sau altele mai puțin frumoase. Și merită de a arăta că nu este așa, că în familiile cu mulți copii există multă înțelegere, că în familiile cu mulți copii există multă bucurie, că în familiile cu mulți copii se trăiesc momente poate pe care familiile cu mai puțin copii nu pot să le trăiască. Mamele cu mulți copii care au copii mari și care au copii plecați ne spun că cea mai mare bucurie a lor este atunci când copiii revin acasă și cea mai mare frică a lor este să nu rămână singure după o viață petrecută
înconjurată de atât de mulți copii. Deci Festivalul Familiei e pe 8 septembrie în Parcul Expoziției. Mai reluăm această informație pentru că cei care poate unii au deschis, au vizionat emisiunea nu de la început. Pe 8 septembrie în Parcul Expoziției de la ora 11 la ora 20 e programul parcului. Așa este, pe tot parcursul festivalului se vor avea loc activități și ateliere creative atât pentru copii cât și pentru părinți, chiar și pentru bunici. La fiecare oră fixă va avea loc câte un moment artistic. La ora 11 vom debuta cu o reprezentație artistică a corului de copii a municipiului Iași, care ne sună an de an alături și suntem foarte bucuroși că vin împreună cu copilașii și ne încântă pe scena festivalului. Apoi începând de la ora 13 până la ora 18 vor avea loc la fiecare oră fixă momente artistice susținute de bursierii Provita. Vor fi atât momente cu instrumente muzicale, două recitaluri de pian, momente de chitară și voce, chitară, voce și fluier și moment doar de voce. La ora 18 vom avea o reprezentație de teatru, compania teatrală Zoom Zoom vor prezenta un teatru de păpuși, iar la ora 19 vom încheia cu o reprezentație deosebită la pian de către domnul Bogdan Ota, pianist renumit, care este deja a doua ediție alături de noi și mulțumim foarte mult că ni s-a alăturat din nou și că susține întreaga idee a festivalului nostru. Da. E inedit evenimentul în sine, festival dedicat familiei este inedit, dar apoi și este inedit, mi se pare, și faptul că în acest an aveți în atenție sau valorizați familiile cu mulți copii. Îmi amintesc că mai circulă pe YouTube filmări cu tot un fel de festival al familiei organizat de sârbi. Și ei, na, ce am văzut eu, că probabil nu e singurul eveniment, ei au un marș al familiilor pe un anumit traseu. De ce o fi nevoie oare să ieșim așa să arătăm? Înainte nu era nevoie. Înainte oamenii nu simțeau nevoia de a arăta. Era suficient că se făceau anumite lucruri, știți? Ce vizez eu prin această întrebare? Deci, care sunt provocările sau cum este atacată familia? Revin la această întrebare. Nu e o întrebare ușoară, recunosc. Însă aș vrea să aducem și această latură în discuție, pentru că noi care suntem preocupați de familie, noi vedem ce se întâmplă. Poate unii nu-și dau seama care e realitatea în zilele noastre. Da, toate curentele acestea moderne, progresiste. Sau așa zis progresist. Se auto-intitulează progresist. Vin destul de agresiv asupra familiei și practic încearcă să dărâme valoarea familiei pentru că știu că de acolo pleacă totul. Practic. Și dând în familie, clar distrug ce e mai important, că familia e locul, locul cel mai important din societate. În familie se cresc copii și atunci aceste provocări vin atât către copii prin toate curentele astea moderne, cât și către oamenii maturi și, din păcate, toată era aceasta a tehnologiei cumva accelerează acest proces. Pentru că copiii au și acces la foarte multă informație și dacă nu este un acces... O informație care nu e verificată de nimeni. Care nu e verificată. Nici de părinți chiar. Da, pentru că de fiecare dată părinții pot să... Să vadă ceea ce vizionează. Să controleze, da. Dar să dirigeze. Să filtreze. Să filtreze. Ceea ce, la ce au acces copii și atunci vin foarte multe lucruri din acestea dăunătoare pentru formarea copilului. Adică avem în vedere, să zicem, acele viziuni care nu văd
acele curente care nu văd familia formată doar dintr-o doar din bărbat și femeie, sigur că da. Și sunt studii clare care demonstrează lucrul că un copil are nevoie de model, atât de model feminin cât și de model masculin în viață. Dar nu contează asta, pentru că unii au orgoliu de a arăta că se poate și altfel. Se poate. Din păcate, acum curentele nu mai sunt de familie formată din bărbat sau bărbat-femeie, sunt și altele mult mai aberante. Sunt unii care proclamă, nu știu, dreptul de a se căsători cu un scaun sau cu o masă, da, sau chiar și cu sine. De a se căsători cu sine, da, de a se căsători cu o gară în Olanda și așa mai departe. Da, și atunci e clar că noi trebuie să venim și să arătăm de ce este important să ne păstrăm această traiectorie firească a familiei. Și să... Care chiar dacă e numită tradițională, nu e înapoiată. Nu este. Și dovada, na, am adus atâtea dovezi astăzi că nu este, că nu este așa. Da. Nu prea ați atins mult în probleme. Eu cred că o să veniți să spuneți mai multe, dar vă las. Nu are rost să insistăm. Știu că cunoașteți mult mai multe lucruri, dar dacă simțiți că nu vreți să spuneți lucrurile respective, lăsăm așa. Poate cine nu este e mai interesat să studieze. Da, poate nu este nici de competența mea ca să emit niște păreri pe acest subiect, pentru că eu nu sunt de formare nici teolog. Da, aici nu știu cum să vă zic, vă contrazic puțin. Nu trebuie să fii teolog ca să gândești că o familie formată dintr-un bărbat și o femeie. Așa trebuie este. Să fii om întreg la cap. Așa este, este în mod clar, adică ce pot emite în mod clar și evident e faptul că noi promovăm familia așa cum este lăsată ea de la Dumnezeu, formată de mamă, tată și copii. Sigur, prin programele noastre noi susținem că apar multe probleme într-o familie și susținem și femeile însărcinate aflate în criză de sarcină, care trec prin situații dificile și poate se gândesc între a alege să dea viață copilului sau a curma viața acestuia, și atunci noi venim în întâmpinarea lor și încercăm să susținem cât se poate ca ei să aleagă viața copilului lor, dar venim și pe cealaltă parte în întâmpinarea femeilor care poate au făcut avort și au nevoie de susținere și oferim terapie post-avort. Venim în întâmpinarea femeilor care au pierdut sarcini, pentru că, din păcate, este o problemă foarte des întâlnită în zilele noastre și poate nu este drept să spunem noi că noi promovăm familia formată din bărbat, femei și copii față de cei care poate au probleme și nu au copii, dar noi îi susținem. Și avem un grup de suport pentru mamele de îngeri, spunem noi, pentru mamele care au pierdut sarcini, un cadru din acesta organizat în care mamele să poată să-și trăiască această durere, de multe ori neînțeleasă de cei din jur, pentru că o mamă care poartă în pântec un copil este mama acelui copil, poate cei din jurul lui nu o simt la fel. Și e o mare dramă care se întâmplă în sufletul femeii și de foarte multe ori nu este înțeleasă și are nevoie de un cadru din acesta în care să vadă că ceea ce simte ea nu este de blamat, că este un lucru normal și practic ea trebuie să jelească copilul la fel cum ne jelim și noi când avem o pierdere a unui om drag. Și încercăm să fim alături și în aceste situații, mai puțin fericite, și să venim cu un răspuns către aceste probleme. Mai avem un proiect prin care vom construi un centru maternal pentru mamele, tot așa, care se află în situații dificile. Adică biserica încearcă să vină și să aducă răspuns, poate nu către toate problemele cu care se confruntă familia, dar încercăm să venim în întâmpinarea cât mai multor probleme. De altfel, noi avem și o rețea de preoți în toată Arhiepiscopia Iașilor, prin care încercăm să intervenim pe toate aceste probleme care țin de viață. Și în fiecare protopopiat este un preot responsabil și care încearcă cumva să replice ceea ce facem noi în cadrul departamentului Provita la nivel local. Da. Ce vă place cel mai mult la festivalul
familiei? Ce vă atrage, vă motivează, vă dă energie? Faptul că se adună foarte multă lume care crede în același lucru. Se adună și o atmosferă așa, e o atmosferă de familie, practic, și o atmosferă tihnită. Poate gândul de festival ne duce, nu știu, la agitație multă, la muzică date tare. La noi nu este așa. Avem și muzică, avem și voie bună, dar lucrurile se întâmplă în tihnă. Se întâmplă așa pe îndelete, pentru a oferi ocazie, ca să fie un prilej, eu știu, poate și de respiro și un prilej de relaxare și pentru familii și poate un prilej de a se opri un pic din tumultul acesta al zilelor, mai ales că e și fix cu o zi înainte de a începe școala, când începe un alt ritm al vieții în familie. Și atunci să oferim și un moment din ăsta de respiro pentru familie, pentru a petrece timp acolo împreună și a fi împreună. Asta ne bucură foarte mult, că anul acesta avem peste 20 de entități, atât asociații, cât și centre educaționale, cât și poate producătorul local sau firme din acestea mai mici care desfășoară tot felul de activități și avem foarte mulți anul acesta care s-au alăturat aceste idei tocmai pentru că cred în valoarea familiei și au fost de acord să se alăture nouă pentru a susține toate aceste activități. E foarte important de precizat faptul că toate activitățile din cadrul festivalului sunt gratuite. Au acces gratuit, poate participa participa oricine dorește, își poate alege acolo pe loc la ce activitate dorește să participe, poate participa la una, la două sau la fiecare dintre ele, în funcție fiecare de ce timp are la dispoziție de a petrece acolo în parcul expoziției alături de noi. S-ar părea că cei care împărtășesc aceleași valori trebuie să apere acele valori, să le valorifice și să le pună în evidență. Așa cum fac și nici nu știu cum să le numesc, alte orientări. Este nevoie să creăm acest context de a fi împreună. Pentru că dacă pe vremea bunicilor noștri, poate, un sat creștea un copil, pentru că așa se întâmpla, acum ne cam creștem copiii singuri. La ce vă referiți că un sat creștea un copil? Înainte avea în jurul, fiecare familie avea în jurul ei bunici, mătuși, unghi, toți trăiau în același sat, în apropiere. Dacă aveai nevoie, imediat intervenea cineva. Aveai unde să-ți lași poate copilul sau... Era mult mai ușor. Acum trăim o viață destul de individuală. Și în firea omului este de a fi în comuniune cu ceilalți. E în comuniune, dar vedeți că totuși copiii la o anumită vârstă vor să fie departe de părinți. Adică ei aleg. Este normal, dar revin în familie. Când revin? Ne povestea, povestea un tată dintr-o familie că, da, în perioada aceasta adolescenței, nu știu, poate de pe la 13-14 ani, nu mai exista nicio punte de comunicare între el și băiatul lui și foarte, foarte dificil, însă a zis că pe la 26 de ani a fost pentru prima dată când i-a scris pe o felicitare de Crăciun: tata, apreciezi ceea ce faci tu. Că abia atunci a ajuns la maturitatea necesară pentru a înțelege poate toate semințele pe care le-au plantat părinții când era el mic. Deci chiar dacă poate ei au momentele acestea de rebeliune, să zic așa, și se revoltă și e un drum de căutare al lor pe care fiecare copil trebuie să-l urmeze. Acest drum de căutare, dar faptul că noi de mici le plantăm aceste semințe, aceste valori sănătoase, ele o să rodească în timp, el va ști, el va reveni la ceea ce este bun, pentru că le-a primit atunci. Cumva e dacă, nu știu dacă dacă vom citi în literatura de specialitate și e o chestiune și de dezvoltarea creierului normală care se întâmplă în această perioadă. Și atunci e firesc ca ei să se revolte. Datoria noastră de părinți este să le fim
aproape, indiferent ce se întâmplă, și practic asta și încurajăm prin Festivalul Familiei. Invităm părinții să păstreze sănătatea sufletească a copiilor lor, să cultive libertatea de a face bine și de a aduce bucurie celor din jur și să le fie mereu aproape copiilor. Deci, la acest festival sunt invitați toți ieșenii, participarea este gratuită, pot alege tot felul de ateliere la care să participe și chiar dacă sunt aduse sau festivalul e dedicat familiilor cu mulți copii, pot veni și cei care au mai puțin copii. Pot veni și cei care își doresc copii și poate nu au. Da, sau... Poate veni oricine. Noi încercăm, să zic, la nivel de promovare, să arătăm frumusețea familiei cu mulți copii și să aducem în față familia cu mulți copii, dar nu este un festival exclusiv dedicat, nu știu, familiilor care au peste 5 sau 6 sau 7 copii. Oricine poate veni, poate veni oricine este și chiar cei care poate pot veni cu părinții, cu bunicii, cu unchii, cu mătușile, fiecare cu ce, cu cine poate, poate veni și singur, că cu siguranță va găsi pe cineva cu care să socializeze și să se simtă bine, să aibă un moment poate de tihnă și de bucurie până la urmă. Bucurie, de relaxare. Mă gândesc că e o șansă de a întâlni familii cu mulți copii. Și tu, ca și părinte, poate ar trebui să fii curios. Mă, ce înseamnă să ai 9 copii? Cum e să ai 9 copii? Acum e șansa să mergi la festival, să întâlnești familii cu 9, câți copii? Dați niște cifre. De la 7 copii în sus. Deci vei întâlni familii... De la 7, cred că până la 12 în momentul de față avem întâlnit. Da, deci vei întâlni familii cu cel puțin 7 copii, cel mult, să zicem, 12. Așa, și poți fi curios să vezi cum e. Poți să-i întrebi. Poți să discuți cu copiii, cu părinții, să întrebi cum e să ai 12 copii. Înnebunești sau nu înnebunești? Ești fericit sau nu ești fericit? Eu am un copil sau doi și mi-e foarte greu. Cum ai reușit tu cu 12? Cum te-ai descurcat? Da, este o ocazie pentru ce... E o ocazie, pentru că nu îi întâlnești peste tot. E adevărat că nu sunt nici foarte mulți. Nu? Bănuiesc. Adică sunt familii? Sunt familii. Poate nu sunt familii foarte multe cu peste 7 copii, dar avem familii cu 4 copii, cu 5, cu 6 copii. Noi am pus această limită de 7 copii pentru că... Ca să nu fie prea multe familii acolo, nu? Deocamdată atât avem noi puterea de a susține și de a gestiona prin programele și proiectele noastre. Dar noi am început programul în 2013 cu familii cu peste 8 copii. Prin 2016 am scăzut numărul de copii la 7. Noi nădăjduim să avem puterea și să ne dea Dumnezeu putere și resursele necesare ca să scădem și la 6 și la 5. Noi ne-am dorit să intervenim, să fim alături de toate familiile. Dar sunt familii care au copii. Asta este o bucurie și s-a constat așa poate și ca o experiență personală din clasele copiilor mei, că mai au și alți copii cu 3 copii, cu 4. Alte familii cu 3-4 copii. Care mai au frați acasă și asta ne bucură. Să știți că suntem cam pe finalul emisiunii. Acum spre la finalul acestei emisiuni aveți un mesaj de transmis celor care ne-au urmărit până acum? O concluzie, o părere, ceva poate ce ați vrut să spuneți și n-ați zis sau orice doriți. Eu invit pe telespectatori să intre pe site-ul provitaiași.ro, atât pe site cât și pe pagina noastră de Facebook și Instagram Provita Iași, unde acolo găsiți detalii despre toate activitățile care se vor desfășura la festival și despre toți oamenii care vor susține activități la festival, ca să fiți, să fiți curioși și să aflați acolo cu ce vă vom întâmpina la festival și de asemenea vin cu îndemnul de a intra pe pagina provitaiași.ro și de a vedea poveștile bursierilor noștri. Sunt povești foarte frumoase și impresionante și veți cunoaște niște copii și tineri excepționali și invităm de asemenea dacă vă conving și să fiți alături de ei și cine dorește să-i susțină cu o bursă,
sau cu cât poate fiecare, poate dona acolo pe site, este un buton de donează prin care se poate dona pe, cu cardul sau sunt afișate conturile și se poate dona. De altfel și la festival noi vom avea amplasate urne de donații pe la toate corturile și cine va dori să-și exprimă poate recunoștința pentru timpul frumos petrecut acolo împreună sau poate chiar dorește să va fi impresionat de un moment artistic, va putea să doneze pentru fondul acesta de burse al copiilor din familii numeroase. De asemenea, reamintesc și de expoziția cu lucrări realizate de bursieri care vor fi prezentate acolo la festival și care și este o expoziție cu vânzare. Se pot achiziționa acele lucrări. Da, mulțumesc că ați venit astăzi și ne-ați spus lucruri frumoase despre un eveniment inedit, deosebit. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Deci sunteți bunici, părinți, copii, mergeți și vedeți cum e să ai mai mulți frați, cum e să ai mai mulți copii, cum e să ai mai mulți nepoți. Lucru care e o experiență pe care vă va fi utilă fiecăruia din cei care ne-ați urmărit. Doamne ajută și vă aștept săptămâna următoare pe HTV Live.